Putem începe, da? Domnule primar, stimați consilieri, dragi invitați, în conformitate cu prevederile articolului 39, alineat 1 de legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești, numărul 958/2017, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești în ședința ordinară pentru data de 30/08/2017, orele 15, în sala de ședințe din strada Vasile Xandrii, numărul 14, municipiul Moinești, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, propuneri. Propun pe domnul Bola. Supunem la vot propunerea domnului consilier Ivan. Cine este pentru? Mulțumesc. Comisia juridică, propuneri pentru președintele de ședință. Propune tot domnul Bala. Aceeași propune. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, Comisia economică, dacă sunt alte propuneri pentru președintele de ședință. Dacă nu sunt, să rămână domnul Bolan, să propunem cu domnul Bolan. Dacă sunteți de acord, împotriva abținerii. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipiului Moinești la data de 30/06/2017. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea subiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism. Amendament din partea doamnei director. Vă rog frumos. Există o modificări față de materialul pe site. Deci, prima dată, în lista de investiții anexă la proiectul de hotărâre, apare un obiectiv pe proiecte, reconfigurarea circulației în zona centrală a municipiului Moinești, care, din motive de eligibilitate, ar fi necesară modificarea în titlul. Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Moinești. Deci asta ar fi în listă. E noua denumire, așa cum este în ghid, ca să poată fi eligibil. Da, denumirea vechi. E un proiect de mobilitate urbană, știți? Îl regăsiți în lista de investiții. Da. Și pe secțiunea de funcționare, în raport, în secțiunea de funcționare, în raport, am menționat că școala Tristan Țara nu are bani suficienți pentru a achita drepturile salariale aferente lunii august. Potrivit legislației în vigoare, cu avizul inspectoratului școlar, pot fi redistribuite sume de la celelalte unități școlare de pe raza municipiului Moinești. Eu, în raportul de specialitate, am propus modificarea, după cum vedeți, între cele două școli, suplimentare la Tristan Țara și diminuare de la Colegiul Tehnic Grigore Covălcescu. Dar, în urma unei analize mai amănunțite și din cauza faptului că școala Tristan Țara nu o să aibă bani de acum încolo în fiecare lună, propun ca diminuarea să nu se facă de la o singură unitate școlară, ci procentual de la toate celelalte unități școlare. Astfel, ar fi Colegiul Tehnic Covălcescu minus 22.000, Liceul Spirul Haret minus 31.000, Școala Ștefan Chia minus 14.000, Școala George Enescu minus 10.000 și Școala Alexandru Sever minus 5.000. Rugămintea mea ar fi să facem această modificare.
mergem doar cu singurul diminuare la o singură școală. Probabil de atunci încolo așa va merge în fiecare lună. Echilibrarea asta pe fiecare unitate s-ar putea să ne ducă până la sfârșit. Școlele de la care am luat au plus. Nu au plus nici ele. Dar așa este avizul. Avizul a venit astăzi de la inspectoratul școlar. Da? Mulțumesc. Ce-am făcut școala asta de la Masprăvoare? Mulțumim. Cum a zis? Și a făcut școala asta de la Masprăvoare. Atât a fost alocat la început. Repartizarea se face după... Ceva e greșit. Nu este greșit. Haideți să vă explic dacă nu mă întrebări. Școala Tristan Țărat se confruntă cu un personal ajuns la un grad didactic maxim, 1, gradații de merit și vechime aproape maximă. Sunt probabil de pensionari foarte mulți. Plafonul de salarii depășește finanțarea pe elev, pentru că suma aia este foarte mică. Numărul de elevi este undeva 19,2 pe clasă, ceea ce ne încadrăm în legislația. Repartizarea anuală se face și pe postul standard, după care se redistribuie sumele. Corect. Da. Dacă vrei și o completare aici, costul standard pe elev nu întotdeauna reflectă realitatea. Este foarte clar. Nu se ține cont de faptul că școlile lucrează în două schimburi, nu se ține cont de foarte multe lucruri. Deci costul standard pe elev este pe undeva artificial, astfel încât cu problema aceasta se confruntă nu o singură școală, se confruntă majoritatea școlilor în țară. Deci nu e o problemă. Din experiența anilor precedenți, la rectificarea bugetară din septembrie, octombrie, bugetului de stat, au fost suplimentate sume pentru cheltuieli de personal. N-au rămas niciodată cheltuieli de personal, sume efectuate, da. Mai mulți sindicatele... În momentul ăla al rectificării a fost să fac redistribuit. Da. Mai mulți sindicatele au cerut ministerului să renunțe la ideea asta cu finanțarea de ele. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot cele două amendamente. Supunem la vot proiectul cele două amendamente. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva se abține cineva. Comisia juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul cu cele două amendamente, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votați. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot cu cele două amendamente propuse, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare pod strada 1 Mai, municipiul Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. Una. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare de echipamente didactice și echipamente IT a Școlii Generale Ștefanul Chiar, clasele 1-8, Măinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei numărul 7 de la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 62 din 19.05.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Municipiului Moinești de Zăbacău pentru anul 2017. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O să abține. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui proiect. Aici da, nu este perioada manifestărilor. Este în anexa mare. În anexa mare este și pentru alte evenimente, dacă ați văzut. Da, e de-aia, dar 250 metri sau. Da, dar acolo intră și în stadionul, că a fost problematic la acela. Da. Intră numai teren, efectiv, sau și tribune, sau, dacă vrei, de exemplu, un eveniment sportiv. Terenul, doar metri pătrați care e opus și vine ala și ce face, joacă cu meci de top. Dar și nu se folosește de... Am spus stadion, n-am spus tribun. Da, am spus stadion, stadionul e perimetrul ăla de jos. Da, și atunci... Spuneam baza sportivă, metru pătrat pe baza sportivă. Păi n-am spus, e pe stadion. Nu știu, dacă e nevoie și de... Da, dar are colega mea dreptate. Zici 200 lei oră. Deci oră. Era pe metru și asta e modificarea. Ora, da. Pe terenul 1 și terenul 2. Ora, nu metru. Adică, de exemplu, vreau să vă închiriez un meci are două ore, da? Și cât două, înainte de 4 ore. Dai 800 de lei, da. 800 de lei să închiriez. Aici e, Iurea, când dai 800 de lei și de asta ziceți când dați numai stadion. Era discuția pe metru pătrat, dar e pe oră, nu știu. E pe oră, proiectul de hotărâre e pe oră, da? Pe oră și doar stadion. Terenul 1 și terenul 2. Terenul 2 are alt preț, da. E vorba și de toalete, și de tot ce include. Da, da. Dacă e ora. Faza sportivă. Da. Dacă era pe metru pătrat, era vorba în mare stadion, ceea ce s-a întâmplat în vară. S-a terminat discuția, am modificat-o. Dacă sunt alte întrebări, imaginați-vă conferințe sau discuții. Dacă nu mai sunt, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul Iulian, nu v-am văzut cum ați votat. Pentru, da? Okay. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitude către SCE Belgaz Grid S.A. Târgu Mureș asupra unui teren situat în municipiul Mureș, strada atelierilor județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt propuneri, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de 5 locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mureș, județul Bacău. Comisia de urmărit, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt propuneri, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Aici am eu o întrebare. Am văzut că sunt destul de mulți cei care au refuzat repartiție. Ei rămân pe listă în aceeași ordine. Da. Au refuzat că își doresc apartamentul cu două camere și un garsonier. Și nu garsonier. Dar ei rămân în aceeași ordine de proiectare. Da. Okay. Cine este pentru? Da. Împotrivă, abține? Nu. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de două locuințe sociale situate în municipiul Mureș, strada Capitan Drăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt propuneri, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 98 din 07-07-2017. Comisia de Urbanism, discuții pe tema. Motivez de ce trebuie această prelungire. După cum știți, comisiei s-a dat activitate pentru 30 de zile. Având în vedere perioada de concediu de la OMV, am avut o discuție cu domnul director pentru relația cu ATO-urile din cadrul OMV și cu domnul director Ionită chiar astăzi și undeva săptămâna viitoare vor fi convocați directorii de la București care răspunde la această activitate la Moinești, probabil. E necesar până se încheie toate documentele, prelungirea acestei perioade. Mai mult decât atât, vom înainta o adresă către OMV ca pe această perioadă de când s-a expirat contractul și până se va clarifica situația să plătească redevența pentru un act adițional pe care îl vom înainta. Foarte bine. Ei nu vor să concesioneze mai departe. Nu. Au propus acest lucru și nu suntem de acord. Ce ar avea primăria de câștigat dacă la ora asta acele blocuri, și nu numai alea, mai vin altele din urmă, da. Decembrie va fi altul din zona Creșei și celălalt ăsta, apartamentele au fost vândute. Da. În partea de jos, în spațiu, au funcționat cabinete medicale, care acum, spațiul ăla acum este gol. Da? Ne trebuie acel spațiu pentru solicitarea de la spital, am avut noi o discuție mai de mult și avem în vedere acest lucru. Iar pentru apartamentele vândute, am cerut actualizarea valorii și virarea sumei din contul OMV către primărie. Dacă aș prelungi redevența, nu ne-ar ajuta cu nimic. Dacă vrem neapărat o redevență, o putem lua de la proprietar. Nu se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că nimeni din oraș nu a plătit redevență pe teren de sub bloc. Dar e un avantaj pentru bugetul local. La această oră se intră o sumă de bani pe care OMV-ul a încasat-o de la salariați atunci când ne-a văzut apartamentele, dar acea sumă trebuie actualizată la prețul pieței de astăzi. Să ne plătească, pentru că cel proprietar este un proprietar de bună credință. El și-a cumpărat apartamentul, eu n-am nimic cu dumnealui, am cu OMV-ul că nu trebuia să vând apartamentele atât timp cât avea o clauză în contractul de concesiune. E ca atunci când vinzi o mașină în leasing, da? Când ai o mașină în leasing și o vinzi, suporți consecințe. A făcut. Astăzi, noi ne cerem dreptul nostru și cred că ar fi un plus pentru bugetul local să vină o sumă de bani actualizată pe acea construcție, da? Și mai vin altele din urmă. Așa erau contractele încheiate la acea vreme. Nu suntem singura localitate. Nu toți notarii. Cum s-a pus în discuție cumpărarea de către astăzi, care da. A spațiului unde a funcționat dispensarul Petrom, a oprit. Notarul de la București a cerut acceptul sub rezerva prelungirii contractului de concesiune, prelungirii duratei, noi nu ne-am pronunțat și nu am încheiat cumpărarea. Deci, nu este un avantaj prelungirea perioadei de concesiune. Da. Am purtat această discuție cu directorul OMV, cu directorul, v-a zis, reprezentantul OMV în relația cu ATO-urile și a rămas să aducă punctul dumnealor de vedere. Mandatul lor era prelungirea contractului de concesiune, ceea ce am refuzat de la prima întâlnire, consemnat în minuta care am încheiat cu ocazia acelei întâlniri. Mulțumim, domnule primar. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, să ține ceva. Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unității administrativ-teritoriale Municipiul Moinești în planul de amenajare a teritoriului național, secțiunea 8-a, zone cu resurse turistice. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Comisia juridică,
discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea subiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău. În ședința ordinară a Consiliului Local din data de 8-7-2016 au fost stabiliți membrii Consiliului Local în Consiliile de Administrație a Unităților. Citire membrilor și dacă sunt intervenții pe marginea. Liceul Teoretic Spiru Hare, Ivan Stelian, Armeanu Mihai, Costea Viorel, Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu, Tincaru Ionel, Ilie Vasile, Școala Gimnazială Ștefan Lucian, Nimercea Ghion, Vandra Vasile, Școala Gimnazială George Enescu, Preahnă Neculai, Bulboacă Barbu Bogdan Ciprian, Școala Gimnazială Tristan Țara, Văsă Ion, Botezatul Silviu Gheorghe, Școala Gimnazială Alexandru Sever, Manolache Ionică, Pascaline Nine Alexandru. Dacă sunt? Comisia de Urbanism propune? Dacă sunt alte modificări. Alte modificări. Hotărârea trebuie actualizată în fiecare an, în un an. Da. Dacă, eu știu, sunt alte propuneri. Comisia de Urbanism, vă rog. Dacă nu sunt propuneri, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică? Dacă nu sunt alte propuneri, menținem aceleași propuneri. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Economică? Dacă sunteți de acord să menținem aceleași propuneri, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 42 din 25.03.2016. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt propuneri, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea subiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Moinești sau unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Libertății, numărul 8A, județul Bacău. Domnul președinte, convențiune, aș dori să supun atenție Consiliului Local retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct, motivat de faptul că există la ordinea de zi suplimentară un proiect de hotărâre care, prin care reglementăm apartenența la domeniul public al acestei suprafețe de teren, solicitată de Direcția de Județeană de Asistență Socială, motivat de participarea și obținerea finanțării în parteneria cu municipiul Moinești pentru acest centru de zi. Mai nou, după precizările care au fost transmise atât de către autoritatea de management, cât și de către minister și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, terenurile care fac parte din domeniul privat al unităților administrative teritoriale nu sunt eligibile proiectele edificate pe acest teren, nu o suplimentare la ordine de zi și am propus trecerea din domeniul privat al municipiului Moinești în domeniul public al municipiului Moinești a acestor imobile. Teren, clădire, deci este vorba de centrala de pe Libertății, terenul acesta aferent, care nu avea apartenență, da, l-am trecut tot la domeniul public, o să-i facem apartenența, și încă un teren. Terenul din UPG Sat pe fostul sediu al terenului cu cultura. Deci renunțăm la
trecem la suplimentar. Deci se retrage de pe ordinea de zi, punctul numărul 60. Se discută la final. Da? Următorul. Proiect de hotărâre privind darea în administrare de direcții generale de asistență socială și protecția copilului Bacău a imobilelor teren și clădire situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism. Numai aici este o modificare, dar vorba. Da, aici este o modificare. Este vorba de darea în administrarea celor două terenuri. Am modificat materialul de ședință. Poate de ce ați văzut dumneavoastră că v-am transmis în invitația ta, în atașamentul la invitație și am publicat pe site, în sensul că proprietatea este proprietate publică a acestor imobile, nu private, așa cum... La articolul 1, aliniatul 4, vedeți, aparținând domeniului privat, nu va mai fi privat, acolo va fi public. Va fi public. Da. Supunem la vot proiectul cu modificarea. Da. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul cu modificarea propusă, proprietate privată, publică, în proprietate privată. Da, domnul Mulcola? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții cu marginea subiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul cu modificarea propusă. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 2. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Despre ce este vorba aici, am avut discuții cu domnul director de la... Pentru construirea, relocarea acelei clădiri, adică dezmembrarea din corpul întreg și pentru a fi atribuit construirii locuințelor sociale pentru cei din sănătate, nu doar pentru medici. Este vorba de acea clădire cu 7 etaje, mai puțin partea de demisol, parter și mezanin. Acelea vor rămâne în domeniul privat al municipiului Moinești, doar partea de locuințe va fi dată în administrarea ANL pentru construirea acelor locuințe. Astăzi primim vizita domnului director după o ședință, cred că acum e pe la Onești, o să vină la Moinești să vadă și această locație, cât și cu 4 etaje cel dinspre SELEC, rămâne în domeniul privat al municipiului Moinești și vom hotărâ în continuare ce facem cu el. Pentru baza de tratament. Avem depusă la Comisia Națională pentru Investiții întreaga bază. Acum vom retrage acea parte cu 7 nivele. Dacă mai sunt alte întrebări sau discuții pe această lucruri, dacă nu mai sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Moinești. Vă spuneam la ședința trecută că urma controlului efectuat de corpul de control al prefectului ne-a pus în vedere să actualizăm și să supunem aprobării Consiliului Local acest regulament. El este aproape în forma veche, cu acele modificări care le-a avut legislația din punct de vedere al indemnizației consilierilor și acolo doamna secretară vă poate spune ce a adăugat și dacă au mai fost câteva modificări, cred că le-ați constatat și dumneavoastră, nu le știu. Punctual. Regulamentul cadru cu modificările legislative care au intervenit de la data adoptării anterioare la acelui regulament. În ceea ce privește, așa cum am discutat la ședința anterioară, da, și cum a fost stabilit în procesul verbal de ședință, și dacă vreți, mai repet o dată, indemnizația se primește de fiecare consilier pentru prezența sa la o ședință de consiliu și pentru o ședință de comisie de specialitate pe lună și este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului, proporțional cu participarea acestuia. Nu am mai lăsat una sau două ședințe de comisie, pentru că dacă există o singură ședință ordinară într-o lună, atunci indemnizația ar fi interpretată la 1-2 ședințe, ar mai trebui o ședință de comisie de specialitate, dacă sunteți de acord, să reglementăm mai clar. Alte discuții?
Dacă nu, supunem la vot regulamentul în forma în care se află. Cine este pentru? Împotrivă, dar ține ceva, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, pe marginea subiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Mâinești în domeniul public al municipiului Mâinești a unor bunuri imobile situate în municipiul Mâinești, dreptul Bacău. Discuția tot. Supunem la vot proiectul. Comisia de urbanism. Cine este pentru? Comisia juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantități de material lemnos pe picior, provenită din pădurea proprietatea municipiului Mâinești, județul Bacău. Propuneri pentru comisie. Propuneri pentru comisie. Sunt trei comisii aici. Una de preselecție, una de licitație, una de contestație. Eu propun ca din comisia de preselecție și licitație să facă parte aceiași doi consilieri, pentru că sunt în temă de la preselecție la licitație. Am specialiști în aparatul de lucru al primarului. De-aia vă rog să faceți propuneri pentru comisia. Comisia de urbanism. Propuneri pentru cele două comisii. Propun ca din comisia de preselecție și licitație să facă parte domnul Mircean Ioan. Iar din comisia de contestație pot să fac comisia de contestație domnul Vandra. Da, mai trebuie propuneri. Alte propuneri. Poate vor fi la celelalte comisii. Vă rog să propuneți. Hai să păstrăm proporția din Consiliul Local aici, nu vreau discuții pe tema. De ce râza de ăsta, Emilia? Păi, de râza? Păi, propuneți, asta v-am dat sugestia ca să propuneți. Nu e o treabă atât de grea, dar nici o să... Nu, fac eu... Da, mă rog. A doua persoană pentru... Comisia. Preselecție și licitație. Dario Olivia. Așa, corect. Și la Comisia de Contestație, pentru persoană. Haideți și voi, domnii de la PNL. Miriam. Miriam. Supunem la vot Comisia de Urbanism, propunerile pentru cele trei comisii. Le enumăr pentru preselecție și licitație, domnul Mircean și domnul Dario Olivia. Pentru contestație, domnul Vandra și domnul Falușan. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc. Comisia juridică. Am o remarcă mică, dacă ne pot supărați. Având în vedere că specialitatea mea este lemn, aș dori ca, dacă tot vin de masele noastre, să-i facem o selectare înainte. Dar ești încă aici de sarcină, Anisă. E necesar ca să se întâmple asta, lucrul ăsta, să meargă licitația, să se întâmple până de iarna, ca să terminăm anul cu această lucrare, în perspectiva că în amenajament mai trebuie ceva în asemenea lucrări, iar fondurile obținute de acolo se folosesc la completarea bugetului pe autofinanțare. Cam salariații de acolo, inginerul Silvic prezent aici și ceilalți care fac parte din structură, trebuie să autofinanțeze la pentru salariile care le iau. Și una din venituri este aici. Da? Da.
alte propuneri, dacă nu, supunem la vot propunerile pentru preselecție și licitație Nimicea Ghioan și Darie Olivian și pentru contestație domnul Vandra și domnul Paloșa. Supunem la vot propunerile. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică, supunem la vot propunerile menționate anterior de către colegii noștri. Dacă sunteți de acord, cine este pentru, abțineți. Ședința ordinară a Consiliului Local din luna august, în municipiul Moinești, a fost convocată prin hotărâri prin poziția primarului municipiului Moinești, numărul 958 pe 2017. Ședința este reconstituită, fiind prezent în număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. Având în vedere procedura de afișare a proceselor verbale întocmită la ședințe activ din 7 și 28 iulie, consult plenul dacă există completări, modificări, propuneri în ceea ce privește conținutul acestor procese verbale care au fost publicate pe site. Nefiind completări, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 7 iulie 2017. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Unanimitate de vot, a fost aprobat procesul verbal al ședinței din 7 iulie. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 28 iulie. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 28 iulie 2017. De asemenea, vă propun spre adoptare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Vă consult dacă sunt discuții având în vedere încetarea mandatului înainte de termen al domnului consilier Botezatu. Nu fi. Eu aș vrea să întreb, este pentru ședința de astăzi sau pe următoarele trei luni? Deci am propus, fac precizare, am propus alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru următoarele trei luni, având în vedere ordinul prefectului care ne-a fost transmis în data de 3 august, prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier înainte de termen. De asemenea, trebuie să ținem seama și de certificatul de grefă emis de legiul administrativ și fiscal, în care este specificat faptul că acest ordin este contestat la instanța de contencios administrativ. Iar termenul instanței de judecată fixat este pe 18.10.2017. Propunerea mea este ca domnul președinte, domnul consilier Botezatu să nu mai fie președinte de ședință. De asemenea, propunerea mea este ca domnul consilier să în continuare să-și exercite mandatul de consilier până vom avea o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată. Pentru că acest ordin al prefectului este un act administrativ contestat. Așa stau lucrurile. Dumneavoastră sunteți cei care veți hotărâre. De aceea am venit cu un raport la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Și am susținut, de asemenea, și menținerea exercitării mandatului de domnul consilier până la o hotărâre a instanței de hotărâre. Dacă dumneavoastră aveți o obiecție la aceasta, puteți să o menționați. Va fi consemnat în procesul verbal.
Dacă nu, așa cum a menționat și doamna secretar, președintele de ședință exercita mandatul pe o perioadă de 3 luni, așa cum prevede legea 205. Mai sunt discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moineni de Bacău, conform propunerilor comisiilor de specialitate, respectiv propunerea domnului consilier Vasile Bălan, pentru abținut, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moineni pe următoarele 3 luni. Domnule președinte, domnilor consilieri, stimați invitați, așa cum ați fost informați prin amabilitatea doamnei secretar cu privire la aspectele legale ale întrunirii Consiliului Local pentru astăzi, o să vă supun dumneavoastră în plenul Consiliului să votăm ordinea de zi. Ținând cont de amendamentul doamnei director economic pentru punctul 5 și de modificările propuse de doamna secretar pentru punctele de pe ordinea de zi 16 și 17. Bineînțeles, incluzând și punctele de pe ordinea de zi suplimentare. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. Acum o să parcurgem fiecare punct pentru a-l adopta sau a face amendamente sau mențiuni. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui, asta s-a discutat. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Monești la data de 30.06.2017. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Punct de vedere Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Ținând cont de punctele de vedere menționate, a fost adoptat. Nu trebuie să fie să vă adoptat. Îmi cer scuze. Supun la vot proiectul de hotărâre menționat. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a municipiului Moinești. Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu cele două amendamente propuse cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru, cu cele două amendamente propuse. Mulțumesc. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru, împreună cu cele două amendamente propuse. Ținând cont de cele două amendamente, supun la vot proiectul de hotărâre. Și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare pod, strada 1 mai din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Supun la vot plenului aprobarea, cine este pentru aprobarea acestui proiect. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, cu unanimitate de voturi a celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării
de bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare cu echipament didactic și echipament IT a Școlii Generale Ștefan Lucian cu clasele 1-8 din municipiul Moinești. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Cine este? Aici intră și Căminul, că am înțeles că nu aparține școala 1. Căminul a fost cu tot. Nu la școală. Școala este foarte. Nici n-am același plan de construcție. Trebuie să-mi școala nouă sau sala de sport. Sala de sport, da. Școala veche este muzeu, clădirea este, avem un proiect pentru realizarea muzeului, e vorba de școala Ștefan Lucian, toate clădirile de acolo. Mai bun, căminul de zi e altă clădire, altă. Grădință altă. Nu de altă clădire, jurisdicția și... Este, este într-adevăr, dar nici la George Enescu, acolo unii finanțare pentru anvelopare clădiri publice, la fel au intrat doar cele în care... Nu. Grădinița e structură la unitate. Nu, e vorba doar de școală. Învățământul școlar și preșcolar. Alții comentarii? Atunci supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținerii, împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind completarea anexei numărul 7 la hotărârea Consiliului Local al municipiului Moinești numărul 62 din 19 mai 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești pentru anul 2017. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Membrii comisiei cu 6 voturi pentru. Vis-a-vis de această propunere, mai sunt comentarii, observații? Rămurit. Atunci supun la vot adoptarea acestei hotărâri. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă. Cu majoritate de voturi, cu unanimitate de voturi, a fost aprobat și acest proiect. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid, S.A. Târgu Mureș, asupra unui teren atelierilor județul Bacău. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Dacă sunt comentarii, intervenții, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Darea unui număr de 5 locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Comentarii, intervenții vis-a-vis de această hotărâre. Unanimitate de voturi a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Intervenții, comentarii vis-a-vis de acest proiect, nefiind, supun la vot. Cine este pentru? Hotărârea a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești, numărul 98, din 7 iulie 2017. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia juridică.
Aviz favorabil cu 5 voturi pentru? Comisia judecătorilor. Favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Sunt comentarii sau intervenții? Supun la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre de vot. Următorul proiect de hotărâre se referă la aprobarea înscrierii UAT Moinești în planul de amenajare a teritoriului național, secțiunea A8-a, cu zone cu resurse turistice. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Sunt intervenții, comentarii. Supun la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine? Împotriva, abțineri? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Grației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Moinești. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Comisia juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Comentarii, obiecțiuni, intervenții? Nu sunt. Supun la vot acest proiect. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Mâșii 2 din 25 martie 2016 cu nu, dumneavoastră, doamna secretară a spus că 16 Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Sunt obiecțiuni, comentarii. Supun la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine mai este? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi, acest proiect a fost adoptat. Punctul 16. Se retrage de pe ordinea de zi. Da. Proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a imobililor teren și clădire situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Supun la vot, nu, bineînțeles. La articolul 1 al liniatul 4, domeniul privat, public și nu privat. Da. Deci punctul de vedere a comisiilor, ținem cont de acest amendament. Comisia de Urbanism. Avizează favorabil cu 7 voturi pentru, cu amendament. Pentru, cu modificare propusă, doamna secretară. Comisia Economică. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru și cu amendament. Sunt comentarii cu privire la acest proiect? Nu. Supun la vot cine este pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. Împotriva, abține. Nu sunt. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Următorul proiect de hotărâre se referă la aprobarea dezmembrării unui imobil situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 151. Comisia de Urbanism. Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Mulțumesc. Comentarii, intervenții. Supun la vot aprobarea acestui. Completare în ceea ce privește programul de audiențe, cel solicitat de către instituția prefectului, de către pentru consilierii locali și la propunerea domnului consilier Mircea, am propus și dumneavoastră specializat în comisie de specialitate ca acest program de audiențe să coincide cu programul de audiențe a primarului municipiului Moinești, adică luni, în fiecare luni la ora 10,
urmând ca fiecare conținere, ajungând prin rotații să participe la programul de audiență, astfel încât să fie realizat și acest obiectiv din raportul de control sintezat. Continuăm parcurgerea ordinii de zi. Spuneți la votul de regulament. Da. Supun aprobării dumneavoastră hotărârea, proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma menționată de doamna secretar. Ordinea suplimentară. Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Mâinești în domeniul public al municipiului Mâinești a unor bunuri imobile situate în municipiul Mâinești, județul Bacău. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Sunt comentarii sau intervenții cu privire la acest proiect. Supun la vot aprobarea lui. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma propusă. Următorul este proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantități de material lemnos pe picior provenită din pădurea proprietatea municipiului Mâinești, județul Bacău. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Comentarii, observații? Nu sunt. Supun aprobării dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Împotrivă? Nu sunt voturi. Cu unanimitate de voturi s-a adoptat și acest proiect. Ultimul punct pe ordinea de zi. La capitolul diverse este raportul privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap de municipiul Mâinești în semestrul 1 a anului 2017. Da, dacă nu sunt sugestii, întrebări, trecem la diverse, dacă mai sunt alte puncte. Alte puncte de vedere la diverse. Vă rog, domnul consilier. Deci dacă am ajuns la diverse, se poate, da. Aveam eu ceva, dar haideți. Vă rog, în prima. Vă spuneam la pe parcursul ședințelor de comisii că aștept vizita domnului director general de la ANL. Este undeva pe la UNE sau Târgu Ocna acum. Probabil după terminarea ședinței noastre va avea loc această întâlnire mai întâi la primărie, după care la sediul postului, la sediul hotelului, bazei de tratament și la Lucăcești, la locația unde vor fi construite cele 52 de apartamente garsoniere în strada Tristan Țara din cartierul Lucăcești. Vă spuneam la început de dezmembrarea acelei clădiri cu 7 etaje pentru a le transforma în locuințe pentru specialiști din sănătate. Am efectuat dezmembrarea, urmează să o depunem la OCPI pentru a întocmi și documentele necesare să le înaintăm la ANL București, unde avem deja un aviz că vor fi finanțate și vor fi introduse în listă. Despre celelalte apartamente care se vor construi în strada Tristan Țara, vis-a-vis de blocul E1 de pe Luminii și blocul 3 de pe Tristan Țara, mai exact, peste drum de catedrala din Lucăcești. Au fost făcute studii, teste, inclusiv cele de pătrundere a razelor solare în apartamentele de vis-a-vis a celor construcții. O să vă spun că au trecut toate acele avize favorabil. Acum există un disconfort pentru cetățenii de acolo și motivează dumnealor că nu ar fi de acord cu acele construcții în fața blocurilor în care locuiesc.
Vreau să vă spun că în acest cartier majoritatea clădirilor sunt construite în anii 50-60 și prin construirea acestor, acestor noi clădiri am înnoit un pic construcțiile de acolo și nu numai asta, și vârsta locuitorilor de acolo și chiar numărul elevilor de la școală din cartierul de blocul Lucăcești. Vă dați seama, aduce și alocui în acele clădiri 52 de familii, înseamnă un număr însemnat de elevi și la școală și la grădiniță. Cred că atunci când mergeți și dumneavoastră în spațiu public în acel cartier, sau dacă vi se pune o întrebare vis-a-vis de aceste construcții, să avem un punct de vedere comun și să susținem construirea acestor clădiri, pentru că sunt necesare, sunt destule solicitări pentru tineri până în 35 de ani. Le este teamă să nu locuiască acolo familii defavorizate, să zic așa, sau familii de romi. E obligatorie condiția ca unul din soți să aibă un loc de muncă. Eu cred că cei care au și un loc de muncă și o familie întemeiată sunt responsabili pentru asta și pot gestiona o locuință primită de la stat și pot să se încadreze în viața de zi cu zi a acelui cartier. Al doilea punct la punctul de la diverse, aș vrea să aduc în discuție, fiecare a primit un program pentru zilele municipiului Măinești, care vor avea loc începând de vinerea viitoare, de pe 8 septembrie până pe 10. Aș vrea să vă invit în mod special, sunteți mandatați de cetățeni să fiți membri ai Consiliului Local și cred că este un plus ca să fim cu toții prezenți la aceste manifestări, să participați la cele mai importante, dacă timpul nu vă permite, și aș puncta câteva din ele. Este aniversarea cuplurilor de 50-60 de ani de la căsătorie și chiar peste. Se va desfășura în data de 8 septembrie la ora 11 în această sală. Un alt punct important este lansarea de carte de la ora 13:30 de la sala media de la club și concertul de la ora 18 de la clubul Lira, susținut de Filarmonica din Bacău și soprana Alice Băieniță. Poate unii dintre noi ați fost și ați văzut-o la inaugurarea scenei din Parcul Băi. E bine să veniți și acolo. S-au pus bilete în vânzare pentru Centrul Cultural pentru acest spectacol. Sunt 20 de lei și 30 de lei biletele, așa cum vă spuneam, puse în vânzare. Pentru data de 9 septembrie, zilele vor debuta cu acea paradă pe care am efectuat-o în fiecare an. Parada va începe de la ceasul de la intersecția cu strada Gării în zona Romanța și acolo v-aș ruga dacă ați putea să fiți prezenți. Ne vom deplasa până în fața sediului Bibliotecii Centrale. Acolo vom evidenția echipajele și formațiile care au venit pentru competiția de la stadion Măineșteanca, pe care o știți cu toții, după care dumnealor se vor deplasa la stadion, vor susține concerte acolo și se va desfășura concursul cu juri deja stabilit. Urmând ca în jurul orei 19 se aibă loc premierea, urmată de un spectacol susținut de Nicole Sherry și 3 Sud-Est. De asemenea, un punct important din programul nostru este, ca să spun așa, debutul manifestărilor cu invitați mai special. Este invitată doamna prefect, domnul ministru, primar din localitățile de în jur, vicepreședinte și vicepreședinte la Consiliul Județean, la ora 17:30 la Clubul Lira, când va avea loc vernisajul pictorilor și sculpturilor realizate la tabăra de vară, care a început de luni 28 și se va desfășura până pe data de 9 septembrie. Deci v-aș ruga la ora 17:30, sâmbătă de pe 9 septembrie, dacă se poate, să fiți prezent la Centrul Cultural Lira. De asemenea, duminică vor avea loc activități sportive și altfel de concursuri în fața primăriei. De la ora 16 vor începe concerte cu artiști locali pe scena de la stadion, urmate de două concerte susținute de două ansamble din Republica Moldova, din raionul Cantemir, ansamblul Mocâncuța și Doina Prutului. Sunt două ansambluri cunoscute în Republica Moldova și cred că vor face un spectacol deosebit și aici la Măinești, urmate de un spectacol susținut de trupa Selfie, Josh și trupa Voltaj. Vă aștept cu drag să fim cu toți împreună. Vă mulțumesc. Domnul consilier, vă rog. Da. Chiar sunt surprins plăcut să văd pe ordinea de zi acel hotel, în ghilimele până acum. Poate dă bunul Dumnezeu să-i dăm noi în perioada noastră, când sunt și eu consilier alături de liberal și de dumneavoastră toți, să vedem
așteptat cu orice clădire serioasă și sănătoasă. Arată trist, arată jalnic și sunt convins că și dumneavoastră sunt sentimentul meu. Acum, când mă întreabă un moineștean, pe mine, pe dumneavoastră, o să-mi răspundeți, da, într-adevăr, se vor face locuri sociale pentru cadre din sănătate, probabil nu numai din sănătate. Numai din sănătate. Numai din sănătate. Ok, să fie numai din sănătate. E o linie din sănătate pentru cei care lucrează în sănătate, de la brancardier până la medic. Este bine pentru că lângă, imediat sau alipit, este centrul de sănătate al nostru, al municipiului Moinești. Eu vin de 4 sau 5 zile, am fost undeva în arhivare, ne împărtășeam câteva idei superb acolo. Să știți că ei cred că privesc un pic mai serios decât cei până la noi. La noi se vede faptul că am pășit cu dreptul. M-aș bucura să facem acest centru de sănătate aici, la noi, la Moinești. Nu este greu, avem Târgu Ocna aproape, putem să facem fel de fel de... Băi, să ne înființăm, decât să facem un ștrand amărât și părăginit, mai bine să facem un centru balnear, că aici ne este numele nostru. Cu bani mai mult ce este drept, dar mi-ar dori și în orașul nostru să avem așa ceva. Pentru aceasta, sigur că da, toți ducem lipsă de bani, știm, în familie, la lucru și așa mai departe, dar ca municipiul Moinești, văd aici 20 de ani înainte de a veni Ștefan cel Mare, domnule, este nemaipomenit. Ne putem mândri, da? Deci 20 de ani înainte a luat ființă, deci municipiul Moinești, să zicem așa. 96 de ani de când funcționăm ca și urban, din rural am trecut în urban, este iarăși deosebit, da? 16 ani de când iarăși, mai văd alt punct, foarte frumos sună. Ei, pentru asta noi toți, unde mergem? Eu mi-am făcut o serie de poze, ca și mi-ați fotografii, la punctele vulnerabile, dar nu este suficient să le avem în arhiva noastră telefonică, nu. Trebuie să le expunem aici. De aceea am zis eu, data viitoare, o sugestie la cei care fac ordinea de zi, dar și noi venim cu o propunere. Dom'le, să înființăm o comisie, am zis, de strictă urgență, să facă parte obligatoriu primarul sau viceprimarul, arhitectul, cel care se ocupă de design din municipiul nostru, da? Și câțiva consilieri cu suflet, care pot și care se implică, eu unul mai implic, sigur, așa, o comisie urgentă pentru identificarea acelor puncte negre din Moinești, din orașul nostru, din municipiul nostru, da. Sunt, le vedeți joasă zilnic, dar în momentul când ai înființat o comisie și ai trecut și ai scris pe hârtie, vă dau trei exemple aici, am trecut pe asta, gardul, când intrările în Moinești, da, am zis eu, gardul la Artămeșteș gardul, unde mi-am petrecut eu 27 de ani acolo, doamne, pe un travalet, periat bine, cu o fere de sârmă. De către ei, domne, sunt proprietari, dar trebuie să le punem așa în vedere, termen 20 de zile, aici ar trebui până din muzaverii noștri, că noi sunt gază, da? Peste câteva zile. Să vopsească gardul cu travaletul, dacă nu îl vopsim noi, dar le trimite nota de plată, factura. Deci sunt colegii mei, am mâncat pâine împreună, dar nu se poate să lași tu un gard la intrare în municipiul Moinești, fără să-l decapezi de știu eu ce trec, mașini adevărat, au 30 de ani de când n-au făcut nimic acolo. Deci nu se poate. Deci trebuie să le trimitem adrese, dar în spate amenda. Dom'le, dacă nu faci în termenul de, atât te așteaptă. Nu vrei cu banii respectiv, pune noi niște oameni de la primărie și vopsesc gardul sau o firmă agreată, mă rog. Doi, ar fi așa, intrarea par doi, domnule. Uitați, intrați pe intrarea a doua aici, unii de articole. În dreapta, imediat în spatele hotelului acolo, este jale, domnule, ce acolo. Este trist, știți la ce mă refer. În spatele hotelului, spre patru băi. Dărâmat, fură cărămidă, se ascund aurolacii, ce să mai zic, e rușinos, domnule. Eu am zis, acea comisie identifică punctele și trecem urgent la rezolvarea lor, chiar cu forțe proprii sau cu voluntari, dacă se poate. Sau cu voluntari, trebuie să știți că sunt voluntari care vin. Eu pot să plătesc și eu și fiecare dintre noi, domnule, într-o zi, 5 oameni. Plătesc eu, domnule, îi dau eu câte 1 milion de lei, dar măcar le închidem din aproape în aproape orice. Bun. Doi, și stați așa un pic numai, centrul de unei gaze. Am venit la domnul Cezar, am făcut o roată împrejur la un client, domnule, arată trist, domnule, parcă te uiți așa, te amintești că ești ceva în comună primitivă. N-au vopsit, într-adevăr, garduri, nimic, jale ce e acolo. Nu mai vorbim de spațiu care trebuie să-l preluăm noi, de la ACR. Orașul nostru e peste tot, noi când ne spunem numai pe față, nu? Ne îngrijim total. Ce am mai zis? Spațiile fostului comix. Nu mai știu cum se numește acum, Metex. Doamne, Zemeș le-a trimis o adresă. Noi cinci, dar trebuie să trimitem amenda pe spate. Și să vedeți ce măsuri au ei. E o comisie stabilită la nivel de... Ei știu să ia bani pe chirii, dar trebuie să facă și... Care identifică aceste spații și trebuie să se conformeze hotărârii Consiliului Local, așa cu impozit pe 500%, dar sunt termene de parcurs. Nu poți 3 zile și 5 zile. Nu 3 zile, dar...
într-un, într-un spațiu de timp confortabil ca să nu-i punem. Nu poți imediat așa cu zile. Trebuie să ne conformăm și cerințelor legale, nu după voința. Da, domnul primar, corect, de acord cu mine. Dar ați văzut, dacă ați făcut prin față, dar am văzut, eu știu că nu mai am din primăria de toate. A pus până, am luat, am făcut frumos fațada acolo, cât o să dă, 500 de lei. Dar măcar trec cu plăcere, oamenii și clienții mei care vin acolo cu plăcere. Dacă știu numai să iei bani de la cel care se închiriază, nu este sănătos. Noi ne ocupăm și de chestiile astea, zic eu așa. Bănuiesc că doamna a consemnat, m-am uitat atent acolo. Ar trebui să treci și la fapte mai des, că dacă spun, poate frumos, vorbește toată lumea frumos, știm să alegem cuvintele, dar trecem la fapte, asta este ideea, vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Vreau să completez că noi am trecut la fapte și nu numai în centrul orașului, am intrat în anumite cartiere din zonele limitrofe centrului și am început niște lucrări, că dacă au dus în Văsiești și domnii consilieri au trecut prin zona respectivă, au văzut ce lucrări facem la ora actuală. Dacă au dus pe Mihail Cogălnicianu, niște străzi care urcă până în vârful Tarbuti, să zicem așa, dar nu... Și gabrioane, gabrioane care au 4-5 nivele. Costau bani, le-am făcut cu salariatul primăriei. Toate se fac cu salariatul primăriei și alte lucrări. Și noi le avem și pe astea în vedere, dar multe dintre clădiri sunt proprietate personală, proprietate privată și atunci nu poți interveni. Am făcut adresă la CFR, de exemplu, și la autogară. Nici unul nu a găsit până la ora actuală. Noi am găsit orașul de 2 ori. Și vă închipuiți că ce răspuns ne-au dat. Cutiu cuva au venit să vadă niște podețe care trebuie decolmatate. Și exemple continuă. Sunt chiar surprins de faptul că asemenea, să zicem, privați nu răspund la nicio solicitare și așteaptă să aplicăm legea. Păi sancțiunea aici e sancțiunea. Sancțiunea. O altă problemă ar mai fi deșeuri de menajere care se depun permanent și n-am depus atâta efort să-i stopăm și nu putem să facem lucrul ăsta fără ajutorul dumneavoastră. Trebuie încercat în fiecare cartier să nu mai ducă la platformă orice. Puteau să pună într-un loc, în grădină, că sunt, hai să zicem, la blocuri nu avem ce face, dar în curți, ne ducem în Văsiești, ne ducem în Lucăcești sat. La fel, scot totul. Acum și de curând și cu noi de grajd. Nu mai dovedeți cele două tractoare care le avem și așa. Zindic avem, avem șoferi de ajuns, pentru că am scos la concurs și nu s-au înscris. Toată lumea plânge pentru loc din muncă și sunt două locuri de șoferi, mă scuzați, domnul vice. Acum la concurs și pentru un post s-a înscris unul și am înțeles că deja renunță sau a renunțat, este ceva în mapă. Pentru cel de-al doilea s-a înscris tot unul. Unul avea și deul de asta, era o separat. Nu știu câți au venit și l-au întrebat până acum de postul de șofer și acum a murit băiatul ăla de pe tractor și nu avem șofer. Dar mai nou am afișat pe fiecare, la fiecare platformă, un anunț mare prin care i-am rugat să nu mai colecteze în jurul platformelor, să colecteze în pupele doar cu noi menajer. Amenda este de la 200 la 500 de lei, iar pentru deșeurile din construcții, deșeurile din de creni și astea verzi, vegetale, se pot adresa un preț contra cost. Dar știm cu toții ce făceam cu ele atunci când eram chiar și copii, chiar și care locuim la casă, ce făceam cu ele, nu neapărat scoase pe malul apei sau la pubelă. Am găsit pe cineva ieri, îndesa creci, le rupea bucăți și le îndesa într-un tomberon. Acel tomberon se descarcă în mașina de gunoi, merge la Bacău și plătim, așa cum știți, discuțiile cu Rompresul și cu Adisul care sunt la ora. V-aș ruga și pe dumneavoastră să luați atitudine atunci când vedeți că depun gunoi în jurul platformelor, că nu depun pe cel menajer și depun resturi vegetale și de construcții. V-am zis, sunt cazuri și excepții la cei care stau la bloc. Dar pot apela și aceia. Am pus un număr de telefon acolo unde se poate apela. Mai mult decât atât, se poate veni la primărie aici dacă are, s-a spart WC-ul, s-a spart lavoarul, oglinda și așa mai departe la bloc, mergem noi și o luăm, numai să nu mai lăsăm acolo în jurul pubelii. Dar da, mai ușor. Da. Dar am pus acele săptămâna trecută, vă pot anunța că săptămâna asta deja s-au dat câteva amenzi. Deci s-au avertizat verbal, s-au avertizat scris, acum s-a trecut la amenzi. Asta e un punct. Ce de case, ca să vedeți și să
ai voie să dai cumpărat. N-ai voie să dai cumpărat. Dar atunci, dacă nu te de la noi, de exemplu. Fiecare își poate amenaja un cozișor unde face compost din iarba cosită în curte sau de și curăță la câini sau la păsări. Nu trebuie să-l pună tot gunoiul ăsta în gunoiul menajer de la copie la copie. De ce nu trezește în Germania? Dar nu trebuie să-l acasă, da? Dar avem un colț de grădină așa, 3 metri cu trei, unde toate sunt toate astea. Da, de-aia v-am dat pe toți să avem atitudinea asta, să încercăm să corectăm acolo unde cetățenii nu sunt. Da, domnule. La capitolul diverse mai sunt intervenții. Vă rog, domnule. No, la ce eu am discutat cu poliția locală și sunt centrele de colectare, chenele acelea, unde n-am văzut acel afiș. Acum ne putem și poliția locală să treacă permanent pentru că le rup. Eu vă arăt poze făcute și buricul străzii, care la un moment dat, când m-a văzut că fac, dar discutând frumos și spunându-mi nu știu ce, când mă luați și când a zis, hai mamă să le luăm că ne-a pozat. Nu știu, da, dar domnul Efrim a văzut poza. A văzut poza. Dar atenționat, acolo se scrie asta, pentru asta că m-a urmărit. Vă rog, vreau să ne spuneți ceva. Mă adresez domnului primar, cu trei întrebări mai vechi, la care nici am zis să răspund. Vă rog un pic mai tare. Deci, da, cu trei întrebări la care nici acum nu s-a răspuns. Și numai la una parțial. De ce suntem obligați varianta atelierului să circulă ilegal? Eu dacă cobor, normal că le dau prioritate celor care urcă două benzi. Eu trebuie să merg pe banda uzată. Când s-a făcut în știință de procesul care este în desfășurare la terminal, am făcut contestație la executare, am venit executorul să ne pună în posesia drumului 9,6 km de la intrarea dintre Bacău până la ieșirea dintre Comănești, unde este acea hotărâre de guvern prin care ne dă nouă în administrare drumul național. Noi am contestat, am avut la trei instanțe am pierdut, a venit executarea, acum suntem într-un proces cu o contestație la executare. Încă nu este în administrarea municipiului Moinești. Nici nu ne dorim acest lucru, că știți ce înseamnă ca și din punct de vedere financiar întreținerea și amenajarea acestei porțiuni de drum național de 9,6 km. Domnul primar, nu pot să fiu mulțumit cu răspunsul noastră, eu pot să constructor, de ce? Păi, un răspuns, eu pot să vă dau dacă pe ceea ce aparține Consiliul Local, nu pe ceea ce nu aparține. Dacă permiteți, când s-a intervenit pe artera asta, s-a făcut aducțiunea de apă către Bacău, n-a fost acolo și responsabilități și nu mai departe, că o dirigiție de șantier și poate și primăria a contribuit la semnarea Este semnat de recepție, este semnat de cei de la compania de apă, constructor, l-am verificat și reprezentant drumurilor naționale, companiei naționale de drum. Deci noi n-am niciun cuvânt. Păi nu avem, nu suntem parte în drumul ăsta. Cu rugăminte, dacă se poate, cum am de la APE un răspuns aici, care eu îl urmăresc și răspund de ce, la fel vreau un răspuns oficial de partea noastră și acționez eu ca cetățean. Chiar vă rog, este procesul, am spus. Da. Dar pierdut la... Am înțeles. Pentru că acea hotărâre este semnată de premierul României de la acea vreme și ministrul transporturilor. Chiar pe fond nu pot judeca judecătorii o hotărâre de guvern semnată. Am înțeles. A doua problemă, sunt 11 familii la limita Comănești, Moinești, vă aduc iarăși la conștiință, care sunt puși în pericol la o primă viitoră, ăștia, adică chiar și eu sunt acolo, cu parte de locuință, să fim inundați. A zis că aveți un răspuns la ce m-a întrebat acum. De 4 luni de zile, niciun fel de acțiune. Eu mi-am și am anunțat APE de Române, cărora le aparține acea porțiune de părâul miniști, au spus că îl prind în proiectul de buget pe anul 2018. Mi se pare că așa spune și este un răspuns acum domnul Cantulare, mi se pare, este aici, care au spus... La mână, da. La mai. A treia problemă, ca un rușinos, ca aparține Comăneștiului, ca aparține Mâineștiului, noastră a spus că noastră pune pe dreapta, cum se pune normal, poveriți la intrare într-un oraș.
A spus că adăpostul de acolo, de la limita cu Comăneștiu, aparține Comăneștiului. Eu m-am interesat personal la domnul primar. A spus că nu, vreau să spunem că nu aparține și atunci... Deci pe care din cei primarii credeți? Nu înțeleg. Pe care din cei doi primarii credeți? Eu să vă spun pe care pe el. Vă rog. Mă cred pe mine că știu când s-a picat adăpostul acolo, nu-i pensăm niciun act și eu aici am spus public că dacă nu îl iau eu și cineva, sau îmi facă răs. De ce? Îl dărâmam și credeam la două familii să-și facă foc pe iarnă. Dar arată foarte urât. Ce nu permiteam? Haideți, provocați pe domnul primar la Comănești cu dumneavoastră și cu mine. I-am cerut la schimb acea suprafață, nu eu, domnul actual ministru, în urmă cu un an și jumătate, când se stabileau grănzuirea localităților, cele trei case care se află pe strada Unirii, la capătul străzii Unirii din Comănești, dar se află pe strada 22 decembrie din Moinești, după cimitirul de la Văsiești, a spus să, la grănzuire, să-i dăm acele trei case, că au aparținut cândva Comăneștiului, ci să ne dea partea dreaptă, așa cum spuneți dumneavoastră că a fost cândva la Moinești, și fiecare și le treacă patrimoniul și să trecem la treabă și noi în partea noastră și dumnealui. Dumnealui i-a trecut la treabă în partea lui. A luat lampa de iluminat, a spus că ea fac parte din mâine. A luat lampa de pe stâlp și știți lucrul. Eu ce să fac? Să mă duc să intru pe teritoriul dumnealui să stric o clădire care aparține unității administrative teritoriale Comănești? Nu pot. Semnul de intrare în oraș pe partea stângă este acel pe care l-am pus și îl știți cu toți, iar pe partea dreaptă o să-l vedeți după acea vizieră de pădure, exact la prima casă. Acolo scrie Mâinești. Deci adăpostul nu aparține Mâinești. Este pe teritoriul Comănești. Deci tot ce înseamnă partea dreaptă de la extremitatea carosabilului aparține OAT Comănești. Am înțeles. Și casa de acolo cu un amici. Da, cel care stă chiar în spate. Da, da. Deci la Comănești o privare. Da, da. A zis că dumnealui s-a descotorosit repede de clădirea, nu e a mea. Da. Dar unde scrie Moinești? Vedeți că scrie mai încolo. Eu de când mă știu în Moinești, blocurile din Efamiliști, de la Lucrăcești, astea două legi, Căteanu Gânănescu, a fost o alee cu niște terpe. E, acum s-a desfințat aleea și când plouă, se duc oameni la farmacie, se duc acolo la centrele alea, așa este. La farmacie este așa. Și rup fundul pe... Arunică pe iarba acolo. Trebuie să le actualizate scările. La farmacie se referă la trecere, la strada Capitan Săgănesc, printre cele două clădiri. La stația de... Ce vreau face? Există un proiect acolo, nu o alei. Un proiect întreg de amenajare a zonei, cu parcă și cu alei, de acolo și până la poarta liceului și de Dumnezeu Copărcescu. Da, n-am știut. Când o mai avea bani? Am înțeles. Librărie. De pe partea dreaptă spre liceu, sunt pe terenul domnului Fenea. Pe partea stângă care au fost, le-am dărâmat pe toate, după câte știți. Era un atelier foto, era o casă de vinuri. Arată personal, bine. M-am ocupat de toate. Nu mai este niciunul. Nu mai este niciunul. Deci, alea erau pe domeniul public și privat al domeniului. Am urgăminte, poate n-am fost prezent la ultimele ședințe și n-am fost. Dacă domnul director de Cotruleț a fost invitat într-o ședință de Consiliu, și dacă n-a fost, vă propun, dacă se poate, dacă nu... A fost invitat astăzi la o discuție de aproape o oră la mine, de rând. În Consiliu vorbesc. Am și eu două întrebări serioase, să le spun, dar n-am, în particular nu pot, la spital nu pot, numai aici, public. Dar puteți și dumneavoastră are un program de audiențe, cum are și primarul, să știți, da? Este invitat, inclusiv astăzi, n-a răspuns, dar vă garantez eu că și directorii de școli, și contabilii șefi de la școli și de la spital
de la ședința următoare vor fi prezenți în sală. Dacă nu, măcar pentru delegat. Dar nu se va face o obișnuință din a delega pe cineva, ci vor fi reprezentați de director, manager, acei care conduc acele instituții. Vă spun eu că vor fi la fiecare ședință de luna septembrie. Perfect. Mă adresez domnul consilier. Eu vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Dacă ar fi ceva, fiți copii că le-a spune, eu v-am pronunțat să spune numai cu rugăminte, la ideea în dințile, fostul primar, domnul ministru, nu cruzați un cuvânt, poate n-a putut, poate puteți dumneavoastră. Domnul consilier, haideți, domnule, luați câte o zonă din Măinești, să fiți responsabili acolo, domnule, totul purca o face, așa, o făcea domnul Sorin Botezatu, domnulică Manorache, să ziceam ce oameni. Și ce bine arată? Că avem nevoie de oameni iarăși la alegeri și mi zice, băi, și zic, băi, fraților, acum veniți, veniți mai devreme, discutați cu voi. Și problemele care sunt acolo, le-ar știți de asta acolo știți al primarului și dumneavoastră se vină cu probleme strict personale, se vină cu acest. Și mai fluidizăm puțin situația. Vă mai deranjez? Numai o problemă. Am uitat să vă spun că nu vorbesc în numele niciunui partid, numele meu personal. Mă adresez domnului Reagnă. Domnul Reagnă, eu la teonometrie am dus-o cam rău. Era cât pași să rămân prejet. Dumneavoastră mi-e teamă să nu rămâneți de pe atent. Aici. Și am să vă spun de ce. Noastră ați umplut catalogii cu note bune și la plece. Dați voi. Nu, dar nu cred că trebuie să caracterizați dumneavoastră. Închei. La subiect. La subiect. Tangentă de cât sau? M-am pronunțat nu odată de foarte multe ori ca numirea biscuit primar să fie făcută pe discuții la nivel de partid, fiindcă a fost așa, se fie rământ. Ei, n-au fost consultați și s-au petrecut în 20 de minute toată treaba. Cine am trezit cu domnul Gheagnea? De ce trebuie să vă răspund eu? Domnul Gheagnea, eu aș vrea să vă spun următorul lucru. O motivație numai. Uitați, în 2008 am pornit cu oamenii ăștia. Cea mai mare partie. Mă văd nevoie să intervin eu dacă. Da. Cea mai mare partie. Cu alegerea trebuia să lăsați locul unui om tânăr cum cei doi au înfărit Moinești în ăștia 8 ani, așa aș fi avut continuitate pe domnul primar actual și un tânăr. Crea și două locuri de muncă. Domnul Matida? Suferă de locuri de muncă. Vă rog să liberați cuvântul. Încă o propoziție dacă mai aveți și vă mulțumesc frumos. Deci, de scuze, noi suntem într-o ședință în Consiliul la școala mea. Da. Dacă mai aveți. Eu ce pot să vă asigur că numirea domnului viceprimar s-a făcut cu respectarea în totalitate a legilor. Alegerea și ulterior numirea dumneavoastră. Bun, mulțumim. Domnul consilier Ienea, aveți ceva de spus, poate? Nu, dar v-a spus doar de ședința, da. La ședința următoare.